Bună ziua! Bună ziua! Cum vă numiți? Ce vă numiți? Adrian Chelaru. Făceam niște măsurători prompt. Spuneți. Astăzi știți că e ziua electricianului. Ce părere aveți de acest lucru? La mulți ani. Și eu sunt electrician. Dar am venit aici să văd cum să montez niște prize. La mulți ani tuturor electricienilor. Faceți bani, că na, eu am ajuns electrician, dintr-o prostie. Practic am fost luptător, după care am fost dansator. Apoi am picat pe mâna unui maestru, care m-a învățat meserie, știa de pe vremea bunicului, practic a luptat în al doilea război mondial. Și îmi spunea mereu, am ales să fac asta, altceva n-a fost și vreau să fac bani din asta, altfel n-am rost. Da, ce să spun? M-ați prins, mai am foarte mult de muncă, mi-am uitat aparatul de măsură la mașină, o să mă duc mai târziu să le iau. Și cum e? Funcționează? Merge măsurătorile? Ies valorile? Ies bune? Au ieșit bine, mai greu cu... Impedanța buclei de tencuială, nu, sunt foarte emoționat, nu prea vorbesc la cameră și nu știu ce să spun. Mă bucur pentru toți energeticienii, nu că am înțeles că e ziua energeticianului, eu sunt electrician, nu știu dacă mă încadrez acolo. La mulți ani tuturor electricienilor, să vă faceți treaba corespunzător, să luați bani pentru ceea ce faceți și să ne vedem.